Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi facem o citire interactivă, cum te vede acum persoana care te interesează. Avem două grupuri. Pentru primul grup avem tarotul Gregory Scott, pentru grupul 2 avem tarotul Viceversa. Vom folosi de asemenea pentru ambele citiri acest oracol, oracolul nopții. Vă rog să luați de aici ceea ce simțiți voi că se potrivește. Găsiți aceste seturi de tarot și oracolele pe site-ul www.taroterapia.ro. Tot acolo, cursul practic și rapid, învață tarotul în 4 ore cu metoda Taroterapia. Este o citire fără timp, este relevant momentul în care ascultați, nu momentul când acest video a fost publicat. Să începem! Sunt aici cu grupul 1, cu cei dintre voi care au ales acest set de tarot, Gregory Scott, și explorăm împreună cum te vede acum persoana care te interesează. Mica sirenă și Vasilisa cea frumoasă. Mica sirenă ne aduce în prim plan o poveste de dragoste între două personaje diferite. Mica sirenă vorbește despre un sacrificiu foarte mare pe care cineva îl face pentru a fi alături de persoana iubită. Vorbim de asemenea despre ape adânci, largul mării, sentimente profunde. Vorbim de asemenea despre cineva care tânjește să facă parte din lumea persoanei iubite. Mica sirenă ar vrea să renunțe la condiția ei pentru a experimenta ce se întâmplă în lumea oamenilor. Avem aici foarte multă fascinație. Avem aici un țel foarte important care vine din pornirea inimii. Simt că în anumite cazuri vorbim aici despre doi parteneri care au venit din medii diferite. În anumite cazuri au venit din țări diferite, din culturi diferite, poate din medii familiale diferite. Vorbim despre două persoane care pot tânji una după cealaltă, dar care cu multă greutate se pot întâlni în realitate. Poate că aici cel puțin una dintre cele două persoane nu este acum disponibilă pentru o relație. Sau cel puțin una dintre cele două persoane este la distanță și tânjește să se întoarcă. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Ce mai simt aici este că cineva a trebuit să renunțe la vocea sa pentru a fi cu persoana iubită, adică cu acel prinț din Mica Sirenă. A trebuit să-și sacrifice vocea, adică cineva a trebuit să nu mai rostească nemulțumirile sale de teamă că va pierde persoana iubită. Cineva nu a mai verbalizat. Cineva nu a mai reușit să pună în cuvânt sentimentele sale, gândurile sale sau planurile sale. Vorbim de asemenea despre cineva care se uită cu fascinație către tine, ascultătorule, la fel cum și tu te-ai uitat cu multă adorație
către această persoană. O chimie foarte puternică și cel puțin unul dintre acești doi parteneri nu cunoaște un detaliu fundamental despre celălalt. Prințul din această poveste nu a știut că cine l-a salvat de la înnec a fost mica sirenă. El a considerat că altcineva a fost salvatorul. Deci vorbim despre cineva care n-a putut să dea curs recunoștinței sale până la capăt. N-a putut să mulțumească. N-a putut să-și arate întreaga admirație și mulțumire față de cineva care i-a făcut foarte mult bine. Haideți să vedem mai departe. Vasilisa cea frumoasă. Simt că această persoană te vede într-o lumină specială, ascultătorule. Vede în tine frumusețe, vitalitate. Vede în tine eleganță, vede rafinament, vede curaj. Vasilisa a avut nevoie de foarte mult curaj pentru a merge să o înfrunte pe Baba Yaga. O conexiune în care a trebuit să vă confruntați cu ceva foarte intens. Ați avut sau poate încă aveți unii dintre voi de trecut niște probe de foc, niște examene foarte, foarte importante. Vorbim de asemenea despre cineva, posibil un terț, care nu suportă conexiunea dintre voi doi. Probabil că aveți de înfruntat niște oameni care nu se bucură că vă văd împreună. De asemenea, vorbim despre energia feminină care se întâlnește cu ea însăși. Adică vorbim despre a recupera niște elemente ale feminității pierdute. Poate că femeia din această conexiune a început să se pună tot mai mult la punct. Poate că a început să schimbe lucruri în înfățișarea ei, în atitudinea ei, în comportamentul ei. Femeia din această conexiune pare să fie foarte dorită de bărbatul din această conexiune. Și vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi. Avem aici persoane care sunt născute în Vărsător, Capricorn, Scorpion, Pești, Gemeni, Fecioară sau Taur sau Leu. Vorbim despre persoane născute în luna august, în luna martie, în luna februarie, în luna octombrie sau în luna decembrie sau în luna aprilie. Haideți să vedem mai departe cu ajutorul acestui pachet de tarot. Gregory Scott, cum te vede acum persoana care te interesează? Și iată că această persoană te vede pregătit sau pregătită să o iei de la capăt după un moment de durere extremă. Această persoană începe să observe că tu îți revii dintr-un episod dificil. Iată cum acest 10 de săbii se combină cu energia micii sirene, care vorbește despre acel sacrificiu enorm făcut în numele iubirii, la fel cum acest as de cupe vorbește despre dragoste oferită aproape necondiționat. Cred că această persoană începe să observe tot mai mult tot ceea ce tu ai dedicat acestei conexiuni. Tot ceea ce tu ai făcut, eforturile
tale, chiar uneori, dincolo de limită. Eforturile tale majore. Observă de asemenea că te-ai rănit în timp ce încercai să rezolvi totul, în timp ce voiai să dăruiești mai mult decât s-ar fi așteptat cineva vreodată. Această persoană observă că tu, ascultătorule, faci o tranziție într-o etapă nouă. Observă că ți-ai adunat tot felul de informații din tot felul de surse pentru a căpăta această putere și pentru a străbate o stradă care nu se anunța deloc ușoară. Această persoană observă curajul tău de a te întâlni cu tenebrele. Cu tenebrele din interiorul tău, poate cu tristețea, cu vinovăția, poate cu rușinea, cu dezamăgirea, cu toată gama de sentimente greu de dus, dar care devin un ajutor atunci când suntem dispuși să ne uităm către ele și să luăm din plin mesajul pe care ni-l transmit. Pentru că asta contribuie la transformare. La o transformare de durată. Drumul este lung. Învățăm, ne transformăm o viață întreagă. Ce observă această persoană la tine, ascultătorule, este că nu ai rămas pe loc. Observă că nu te-au doborât greutățile. Observă că ai plecat sau ești pe cale să pleci din nou la drum, de data asta cu o serie de aliați foarte valoroși. Haideți să explorăm mai departe. Cum te vede acum persoana care te interesează? Te vede eliberat sau eliberată. Ai acea energie a noului. Ai acea energie spontană și jucăușă. Știe că această energie pe care tu o ai astăzi a venit, de asemenea, în urma unor sacrificii. Și ce ai sacrificat oare? Pare că a trebuit să renunți la multe lucruri, a trebuit să fii în tot felul de situații care nu ți erau deloc confortabile, pare că a trebuit să întorci totul cu susul în jos și dintr-o dată lucrurile capătă sens pentru tine, ascultătorule, pentru că iată cum oamenii te privesc, te admiră, te laudă și te aplaudă. Iată cum eforturile tale nu rămân nerăsplătite. Iată cum parte dintre acești admiratori ar fi și persoana care te interesează. Persoana care asistă la un proiect nou pe care tu îl conturezi. Tu dai viață unui lucru nou și prețios. Vorbim de asemenea despre cineva care consideră că ești foarte aproape de împlinirea dorințelor tale. Vorbim de asemenea despre persoane în semne de apă care interacționează cu persoane în semne de aer sau persoane în semne de foc
care interacționează cu persoane în semne de aer sau cineva dintr-un semn de pământ care interacționează cu altcineva dintr-un semn de pământ sau cu o persoană dintr-un semn de foc. Haideți să vedem mai departe. Așadar, cum te vede această persoană acum? Stăpân pe situație sau stăpână pe situație. Te vede căpătându-ți acel loc pe care tu îl meritai din plin. Pentru unii dintre voi se poate anunța o îmbunătățire în area financiară sau în domeniul profesional. S-ar putea să creșteți, să avansați, să faceți o schimbare. Această persoană asistă la acest succes al vostru și observă că eforturile voastre sunt încununate și că a fost nevoie de atâta muncă pentru a ajunge acolo, dar tu, ascultătorule, nu ai renunțat. Tu ai știut ce vrei și ai mers înainte pe calea ta, indiferent câte obstacole ți-au apărut. Și această persoană își va dori să se apropie și să facă parte din acel grup care, iată, te aclamă. Și această persoană ar dori să fie acolo când tu îți sărbătorești victoria. Parcă ar vrea să ia parte la bucuria ta, parcă ar vrea să te îmbrățișeze și să-ți spună: știam că vei reuși, știu că nu ți-a fost deloc ușor, ai făcut toate lucrurile astea ca un magician, ți-ai folosit tot ce aveai la îndemână, ai fost creativ sau creativă, inteligent sau inteligentă și da, ai muncit din plin. Aceste cuvinte se pot referi de asemenea la recunoașterea pe care această persoană ți-o acordă în cuvinte, în primul rând, vis-a-vis de ceea ce tu ai făcut pentru această conexiune sau vis-a-vis de ceea ce tu ai făcut față de această persoană. Iată o persoană care se simte încapsulată, prizonieră, copleșită de anumite dependențe, dorind să scape. Poate că această persoană are doar nevoie să se ridice în picioare ca să scape din acest prizonierat. Se pare că soluția pentru această persoană e mult mai la îndemână decât își închipuie. Odată eliberat sau eliberată de aici, această persoană se suie în carul său și parcă și-ar pune cenușă în cap. Parcă ar începe să deplângă toate momentele în care s-a purtat deplorabil, în care și-a prioritizat viciile, în care te-a refuzat sau te-a respins. Există o pornire foarte mare din partea acestei persoane să vină către tine și să-ți arate că merită să stea lângă tine și merită să aibă un loc important în viața ta, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro
Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales tarotul viceversa. Folosim de asemenea acest oracol, oracolul nopții, pentru citirea voastră, cum te vede acum persoana care te interesează. Începem cu acest oracol și avem Alice în țara minunilor, frumoasa și bestia. Ce combinație interesantă! Această persoană pare să fie, în primul rând, foarte uimită. Nu înțelege unde ești tu, ce faci tu, de ce vorbești într-un fel sau de ce te comporți într-un anumit fel. Această persoană se întreabă prin ce fel de întâmplări ai trecut, de nu reușește să mai recunoască în tine niște vechi trăsături. De asemenea, vorbim despre cineva destul de grăbit și cineva care abia așteaptă să-i pui un ceai în față. Mai avem un alt indiciu aici. Vorbim despre o persoană care consideră că ai contribuit la eliminarea unui mare rău din viața sa. Iar aici deja citirea seamănă cu citirea de la grupul 1. Această persoană consideră că ar fi trebuit să te sperii de ceea ce exista în viața sa. Sau că este mult mai jos decât tine din punct de vedere fizic sau poate intelectual. Cineva care consideră că s-a comportat urât. Cineva care consideră că tu i-ai demonstrat delicatețe, finețe, acceptare. Cineva care se întreabă, dar cum de îl iubești? Cum de ai ales această persoană? De ce nu te-ai dus către altcineva? Care să fie motivul pentru care tu ai ales să rămâi? Care este motivul pentru care ai riscat atât de mult? Și în același timp, spuneam, această persoană acum pare că nu mai recunoaște niște lucruri în tine. Nu le mai vede. Probabil că ele sunt în umbră. E ca și cum tu ai fi făcut o incursiune în acest tărâm magic. De ca și cum tu ai fi aterizat, ascultătorule, în țara minunilor. Și te întâlnești pe acolo cu tot felul de personaje și ți se spun tot felul de lucruri. Și ba, crești, 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 ba te micșorezi, dar în orice caz nu mai ești la fel. Mai simt de asemenea că această persoană are somnul populat de prezența ta în diverse ipostaze. Această persoană parcă și-ar dori să devină o muscă undeva la tine în casă și să vadă tot și să observe în cel mai mic detaliu ce faci tu acolo, cu ce te ocupi, ce-ți place, la ce te uiți, ce citești, ce mănânci, cu ce te îmbraci, cum te pregătești să ieși. Când îți sună telefonul,
cine e. Când scrii un mesaj, ce scrii acolo? Și cui scrii acolo? O curiozitate extremă. Dar ceva ce a pus de asemenea pe jar această persoană, ceva ce vine de la tine, ascultătorule, pune pe jar această persoană. Până acum avem persoane născute în luna iunie, ianuarie, martie, iulie, septembrie, noiembrie sau decembrie. Vorbim despre persoane din rac sau pești sau scorpion. Avem pe cineva din taur sau săgetător. Mai avem de asemenea pe cineva din gemeni. Cineva din berbec. Două persoane dintr-un semn de foc. O persoană dintr-un semn de foc și o persoană dintr-un semn de aer. O interacțiune dintre un semn de apă și un semn de pământ. Sau o interacțiune dintre două semne de apă. Haideți să vedem mai departe. Explorăm acum cu acest tarot viceversa. Cum te vede acum persoana care te interesează? Această persoană se întreabă dacă ești acasă sau dacă ai plecat, ori dacă plănuiești o călătorie. Se întreabă de asemenea oare ce pui tu la cale. Se întreabă dacă anumite lucruri din trecut încă te mai interesează. De asemenea, această persoană simte că ești pe cale să pășești către ceva mai luminos. Această persoană parcă ar intui că în viața ta există din ce în ce mai multă căldură sau că cineva îți acordă tot sprijinul său. Haideți să explorăm în continuare. Cum te vede acum persoana care te interesează? Prin energia stelei. Iată pe cineva din vărsător, dacă nu l-am spus deja. Vorbim de asemenea despre ceva mișcare, despre lucruri dinamice din viața ta. Vorbim despre o clarificare, niște explicații, niște conversații, cineva care se aprinde foarte repede, cineva impetuos, cineva care se grăbește să ajungă la niște concluzii. Avem de asemenea energia spionului în acord cu energia de mai devreme, musca aia de prin casa ta, ascultătorule. Așadar, această persoană vede că ești în pragul vindecării sau că ai făcut pași frumoși pe drumul ăsta și că în momentul ăsta nu prea mai permiți intruziuni din partea oamenilor care nu știu să îți arate în mod autentic că vor să fie, de fapt, prezenți în viața ta. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Haideți să vedem mai departe. Iată cum această persoană speră ca mintea ta să fie ocupată cu el sau cu ea. Această persoană își dorește să apară în visele tale, așa cum tu apari în visele sale. Această persoană ar vrea să fie o prezență constantă lângă tine. De asemenea, vorbim despre cineva care probabil
Plănuiește să facă ceva pe timpul nopții sau atunci când nu reușește să adoarmă repede, parcă i-ar trece prin minte tot felul de tactici, stratageme. Este cineva care parcă vrea să înfrunte situația. Parcă și-ar dori cumva să zboare și să anuleze distanța dintre voi, dar și-ar dori de asemenea să aibă niște argumente la fel de ascuțite ca sabia sa, cineva care vrea să pătrundă adânc în urechile tale, ascultătorule, cineva parcă ar vrea să vină și să te seducă și să te răpească în toiul nopții. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Avem următoarele date de naștere. 9, 29 sau 19, 24, 5, 8, 14, 2, 11, 22, 5. Vorbim aici despre conexiuni care s-au format pe timpul iernii sau conexiuni care s-au format într-o toamnă târzie. Explorăm în continuare cum te vede acum persoana care te interesează. Pajul, cineva care trebuie să fie creativ, cineva care trebuie să vină cu ceva nou, așa și închipuie că trebuie să vină cu ceva nou. Pentru că dacă nu vine cu ceva nou către tine, ascultătorule, spatele tău va rămâne întors. Haideți să vedem mai departe. O veste care vine către tine, ascultătorule. Cineva care simte că stă pe un teren pârjolit. Cineva se simte însetat aici. Mai vorbim de asemenea despre o persoană care la un pahar de vin sau la un pahar de bere începe să deseneze tot felul de fantezii cu tine. Mai vorbim de asemenea despre o persoană care simte acest foc al pasiunii. Ceva continuă să fie nestins între voi doi. Ceva este spus și are șanse să fie iertat, pentru că va fi spus, va fi mărturisit, va fi adus la lumina zilei. Cuiva îi se dă o șansă după ce rostește un adevăr. Iată, ca un soi de binecuvântare de sus, parcă cineva își dă seama că n-are cum să facă nimic nou dacă nu va porni de la adevărul din viața sa. Așadar, cineva va face un anunț în această conexiune. Explorăm mai departe. Această persoană vede hotărârea ta. Te vede mai hotărât sau hotărâtă ca niciodată să mergi înainte, să deschizi acea poartă, să începi acel curs, să-ți schimbi jobul, să deschizi acea afacere. Parcă această persoană nu mai reușește să vadă în tine vreo energie stagnantă. Această persoană observă că ți-ai adunat toate forțele, ascultătorule, și că le folosești din plin. Vorbim de asemenea despre cineva care se îmbracă în albastru, în maro, sau cineva care se îmbracă de asemenea destul de mult în haine gri.
Mai vorbim aici despre o persoană într-un semn de apă care ar putea interacționa cu cineva din balanță, cu cineva din vărsător sau, de asemenea, cu cineva din taur. Mai departe, iată, această persoană te vede dansând grațios. Probabil că este cineva care își imaginează cum dansezi sau își dorește să te vadă dansând, dar vorbim de asemenea despre grația pe care o percepe în tine această persoană. Vorbim despre faptul că tu, ascultătorule, parcă nu te mai ascunzi, parcă ți-ai dat jos măștile, parcă ai renunțat la toate acele haine care nu îți mai serveau, parcă te bucuri și de momentele mici. Așadar, ești într-o energie nouă, energie nouă care este extrem de apetisantă pentru această persoană. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine!